Bună ziua, stimați prieteni! Vă salut la cea de-a 50-a ediție analizelor economice, un proiect comun Ediți Viitor și Privesc EU. Ne puteți găsi pe paginile fie Ediți Viitor și fie Privesc EU sau pe pagina mea ionita.md, unde la rubrica analize economice veți găsi toate celelalte 49 de ediții de până acum. Astăzi vreau să vorbesc despre piața valutară, iar data viitoare vom vorbi despre depozitele în sistemul bancar. Din ce cauză? Vreau să le discutăm sub aspectul impactul războiului din Ucraina asupra pieței valutare și asupra sistemului de depozite asupra depozitelor din sistemul bancar. Dar astăzi ne întoarcem la piața valutară. Toți ați văzut ce s-a întâmplat exact după începutul războiului din Ucraina, pe data de 24, deci noi am avut o alertă pe piața valutară, lucru care și este înțeles dacă ne uităm atent în toată perioada atunci când se întâmplă anumite situații, nu de așa învergură la noi, populația imediat fuge pe piața valutară, însă războiul a fost de așa un impact care timp de 4 săptămâni undeva a adus niște, să zicem așa, perturbații simțite piața valutară. Noi am vorbit ceva mai devreme la acest subiect, dar astăzi, fiindcă avem datele, Banca Națională a publicat datele pentru luna martie, putem să vedem care a fost profunzimea îngrijorării populației. Scurt pe doi, situația este în felul următor. Sistemul nostru bancar împreună cu Banca Națională sau sistemul nostru financiar, care include sistemul bancar și Banca Națională, s-a isprăvit cu această situație, după cum vorbeam cu conducători de bancă, a fost greu, dar s-au reușit de trecut. Deci noi am avut o panică a populației care s-a manifestat prin două elemente. Prima, s-a manifestat pe piața valutară și doi, s-a manifestat pe piața depozitelor bancare. Această panică a fost înțeleasă, deci eu înțeleg, nu trebuie să vorbim absolut deloc, oamenii erau speriați, nu știau ce se întâmplă, toți s-au aruncat pe piața valutară. Astăzi doar vom vedea cu ce s-a finalizat, însă trebuie să o spunem din start. Piața noastră a revenit în normalitate. Volumul de bani care oamenii au cumpărat, acum vom încerca să estimăm cam câtă valută au cumpărat cetățenii din Republica Moldova, încetul vor începe să o vândă înapoi, șocul a trecut și pur și simplu trebuie să știm că sistemul nostru financiar s-a adeverit a fi unul destul de puternic. Haideți să ne uităm, primul indicator foarte interesant este așa numită ofertă netă de valută din partea persoanelor fizice. Ce înseamnă lucrul acesta? Cetățenii Republicii Moldova în fiecare lună vând valută, procură valută. Mai departe vă arăta câtă valută se procură să vinde în fiecare an, însă întotdeauna apare o diferență. Altfel spus, cetățenii noștri vând mai multă valută decât procură, lucru care este foarte clar. Oamenii primesc bani de peste hotare, vând această valută și pentru ca să-și poată procura bunuri. În fiecare an, în fiecare lună în Republica Moldova, volumul de valută vândută de cetățeni este mult mai mare decât cea procurată. În felul acesta, cetățenii noștri, oferta netă sau valuta din partea cetățenilor noștri, de regulă, timp de o an de zile, este la nivel de 2 miliarde de dolari. Cu acești bani, noi cumpărăm bunurile care avem nevoie. Pentru prima dată în istoria Moldovei, noi în luna martie 2022 am avut o ofertă netă de valută negativă. Deci prima dată în istoria țării oamenii au vândut mai puțin valută decât o procurat. Deci practic am putea spune că populația și-a înghețat absolut toată intenția lui de consum și tot ce a făcut omul nu că a vândut valută ca să-și poată procura bunuri, dar rezervele sale în lei au fugit și le-a schimbat în valută. Așa ceva n-a fost niciodată. Dacă vă uitați în graficul de mai jos, noi am avut februarie 2015. Vă aduceți aminte, vestita frață, scuturați-vă saltelele. Apropo, atunci, în februarie 2015, cursul valutar s-a dus aproape până în 30 de lei pentru un euro. Chiar și în acea perioadă, vânzările nete de valută au fost pozitive. Chiar și în condițiile de depreciere masive a valutei naționale, la noi am avut vânzări pozitive de valută. Adică oamenii oricum au vândut valută, deoarece ne-au voie să cheltui bani. În februarie 2019 erau alegeri la noi întotdeauna, nu știu, nici cauza când se alege oamenii se șochează, ceva s-a întâmplat, după cum ați văzut nu se întâmplă nimic, unii pierd, unii câștig, unii rămân, unii nu rămân. Atunci am avut iarăși o minimă de valută, 87 de milioane de ori, cum este pozitiv. Următorul șoc l-am avut în aprilie 2020, pandemia. Oamenii speriați, au rămas în casă, pur și simplu nu aveau pentru ce să vândă valută, că nu erau consum, a scăzut brusc consumul. Oricum, 74 de milioane de dolari s-au vândut. Și doar în martie 2022, pentru prima dată în istoria noastră, noi, nu doar că oamenii n-au vândut valută, dar și au procurat valută și am avut procurări sau vânzări nete de valută negativă. Minus 26 de milioane de dolari net. Dar acum suma totală, acum și-o stabilim. Mergem mai departe.
Am luat un grafic foarte simplu, câtă valută vin cetățenii noștri, câtă valută procură cetățenii noștri și care este vânzările nete. Anul trecut noi am avut un record, cetățenii noștri au vândut 4 miliarde de dolari. Totodată cetățenii noștri au cumpărat 1,6 miliarde de dolari, oamenii au nevoie, fac rezerve, fac economii și vânzările nete au fost de 2,4 miliarde de dolari, cel mai mare din 2013. În 2013 am avut mai mult 2,9 miliarde, iar acum am avut 2,4 miliarde de dolari. De fapt, cetățenii noștri au vândut 2,4 miliarde de dolari, bani cu care ei după aceasta își procură toate bunurile care au nevoie. În acest an, volumul de vânzări a rămas stabil în valoare anuală, deci pentru ultimii 12 luni, 4 miliarde. În schimb, a crescut brusc procurările de valută cu 400 de milioane și respectiv vânzările nete de valută au scăzut cu 400 de milioane. Putem să spunem prima concluzie, noi estimăm că cetățenii noștri, războiul din Ucraina i-a speriat și i-a dus pe piața valutară și ei au procurat să folosesc, nu știu cum să folosesc corect noțiunea, nejustificat sau fără a avea necesitate, circa 400 de milioane de dolari. De fapt, panica de la război din Ucraina i-a împins cetățenii noștri pe piața valutară și ei au făcut achiziții de valută pentru, mă rog, pentru a se proteja. Încă o dată, este clar, este logic, este legitim această îngrijorare cetățenilor. Drept rezultat, vânzările nete de valută al populației în valoare anuală, următorul grafic, a scăzut de la 2 miliarde 383 de milioane de dolari la sfârșitul anului trecut, la 2 miliarde 47 de milioane sau cu 336 de milioane de dolari mai puțin în valoare anuală. Respectiv, pe piața valutară, în prezent, s-a creat cel mai mare decalaj de deficit în valoare anuale. Noi avem un deficit de aproape 990 de milioane de dolari. Deci timp de ultimele luni s-au creat un deficit de 990 de milioane de dolari. Din ce cauză s-a creat? Nu ține doar de războiul din Ucraina, el a venit urmare a alte situații care este următorul grafic. Deci noi avem de fapt o presiune, am avut o presiune pe piața valutară fără precedent în istoria noastră. Când spun fără precedent, vreau să vă reamintesc când a fost jaful miliardului, presiunea pe piața valutară a fost de 900 de milioane de dolari. În prezent, presiunea pe piața valutară este de circa 1 miliard de dolari și încă va continua. Din ce s-a întâmplat lucrul acesta? Vă dau graficul lunar, cererea și oferta pe valută. Dacă observați atent, în tot anul 2021, noi am avut un deficit pe piața valutară, însă lucrurile s-au accentuat în luna noiembrie. Deci în luna noiembrie, aduceți aminte, primul contract la gaz, când noi ne-am putut achita, a fost nevoit să împrumutăm bani, a fost nevoit guvernul să intervină pe piața, a fost nevoit guvernul să intervină cu plăți către Energocom, către Moldova Gaz, și a fost nevoit Banca Națională să intervină să facă vânzări de valută. Deci uitați-vă, avem un deficit de valută în luna noiembrie, 273 de milioane. De fapt, luna noiembrie, decembrie și ianuarie sunt exclusiv lunile prin care, datorită prețul la energie, la gaz, fără precedent, o creștere fără precedent în istoria noastră, ne-a creat o presiune pe piața valutară pe care noi n-am avut-o niciodată. Iar apoi vine luna februarie și martie. În luna februarie parțial este prețul la gaz și parțial este războiul din Ucraina, iar în luna martie este exclusiv războiul din Ucraina. Deci noi avem doar în 6 luni de zile 830 de milioane de dolari deficitul, diferența dintre cerere și oferta de valută, în cea mai mare parte este determinat de criza energetică, prețurile mari la gaz, iar în parte mai micuță de război din Ucraina. Eu astăzi am vrut să mă opresc doar la războiul din Ucraina. Respectiv, pe piața valutară a creat această deficit enorm de valută, care pe de o parte este condiționat de contextul neplăcut legat de resurse energetice, iar a doilea este războiul din Ucraina, care a creat o mică îngrijorare în rândul populației. Ce avem în rezultat? Banca Națională, ce își trebuia să facă toată lumea care se uită cu uite scad rezervele băncii naționale? Răspunsul meu este simplu. Rezervele băncii naționale, pentru asta și sunt rezerve. Că atunci când se întâmplă anumite situații, Banca Națională se poate interveni pentru a asigura stabilitatea pe piață. Și Banca Națională a intervenit în luna noiembrie, atunci când a apărut acel deficit de valută, deoarece noi brusc a trebuit să plătim o factură la gaz de 3 ori mai mare, a intervenit în luna decembrie, în luna ianuarie și a intervenit masiv în luna februarie și în luna martie. Deci Banca Națională a intervenit pe piața valutară pentru a nu permite panică, pentru a nu permite deprecierea sau aprecierea bruscă a leului. Deci rolul Băncii Naționale nu este ca să țină un leu puternic, un
unde e un slab rolul băncii naționale este unul foarte simplu. Să asigure o stabilitate pe piața valutară, pe piața financiară, astfel ca cetățenii noștri să aibă un confort psihologic, lucrurile sunt în control. Respectiv, Banca Națională, de la sfârșitul anului 2021, la doar sfârșitul anului 2021, până în prezent, Banca Națională, rezervele ei s-au redus cu 484 de milioane de dolari în condițiile în care noi am avut intrări puternice de valută pe conturile băncii naționale. Dacă nu era suportul partenerilor externi, și aceasta este diferența dintre anul 2021-2022 și anul 2014-2015. În anul 2014-2015, vă aduceți aminte, deficitul de valută a fost de 900 milioane de dolari, dar deoarece atunci a fost un jaf bancar, nimeni nu ne-a ajutat și respectiv rezervele băncii naționale s-au redus, anume cu banii care a apărut deficit. În anul 2021-2022, chiar dacă deficitul deja s-a apropiat de 1 miliard de dolari, dacă observați, rezervele băncii naționale au scăzut doar cu 484 de milioane, deoarece restul banilor deja au fost compensați de partenerii externi care ne-au dat bani în valută, astfel încât rezervele băncii naționale practic au fost suplinite. Cred că în următoarele 2-3 luni de zile, inclusiv de banii care vor veni de la Comisia Europeană, banii care vor veni de la Fondul Monetar, noi vom reuși să suplinim în totalitate rezervele băncii naționale. Mai mult cu atât, mai este încă o sursă de venit a băncii naționale, care cred că se va întâmpla următoarele luni, oameni care au cumpărat 400 de milioane de dolari, fix așa cum vor începe să-i aducă la bancă și să-i întoarcă înapoi și în felul acesta vom suplini. Deci, prima concluzie care trebuie să spunem, impactul prețului la gaz și războiul din Ucraina este cu mult mai mare decât a fost în 2014-2015, însă, datorită faptului că este un impact, să zicem, care nu depinde de noi, noi am primit un suport puternic din partea partenerilor externi și în felul acesta rezervele băncii naționale practic nu au suferit, iar ceea ce s-au redus ele este necomăsurabil cu ceea ce a fost în 2014-2015 și aici vreau să mă întorc la piața valutară. Deci, ați putea să mă întrebați, cum adică dacă noi am avut acum un impact mult mai mare, atunci a fost mult mai micuț, totuși valuta noastră nu a ajuns unde a ajuns. Din simplu motiv că izvorul acestor probleme este unul natural, atunci a fost, pur și simplu, un jaf, acum este o situație naturală. Deci, dacă ne uităm la cursul valutar, am luat cursul valutar săptămânal, am luat doar două valute, euro și dolar. Ca să vă fie clar, ponderea euro este 2/3, ponderea dolarului este mai micuță. Din cauza că noi cetățenii, mare majoritatea tranzacțiilor le fac în euro și dolar, în euro și mai puțin în dolar. Dacă ne uităm atent, leul nostru s-a depreciat începutul anului, lucrul acesta se întâmplă des, după ce a fost stabil și uitați-vă foarte atent, luna februarie, când începe războiul din Ucraina, avem o depreciere a leului nostru față de coșul valutar, după aceasta, dacă observați, leul nostru își revine. De fapt, ce s-a întâmplat? Dacă în anul 2014-2015 deficitul pe piața valutară a dus la deprecierea valutei, acum, unicul efect care a fost o speculație valutară. Ce spunem noi speculație valutară? Dacă cineva mă întreabă, dar de unde eu știu că a durat 4 săptămâni? Din simplu motiv că dacă ne uităm la diferența dintre cursul de vânzare și cumpărare, dacă în mod obișnuit diferența dintre cursul de vânzare și cumpărare este la nivel de 12-15 bănuți pentru un dolar, atunci, în cazul când cumperi și vinzi un dolar sau când cumperi și vinzi un euro, în cazul speculației valutare, diferența ajunge și la un leu. De fapt, noi ce am asistat în luna februarie și luna martie, cele vreo 4 săptămâni de panică, a fost intervenția masivă a Băncii Naționale, stabilitatea cursului oficial și o agitație puternică pe piața valutară și nu atât la deprecierea leului sau deprecierea leului față de euro sau dolar, cât la faptul că companiile s-au gândit să câștige un bănuț pe această panică populație și am avut o decalaj foarte mare dintre cursul de vânzare și cursul de cumpărare. Întotdeauna recomandarea mea a fost următoarea. Dacă decalajul dintre cursul de vânzare și de cumpărare este mai mult de 20-25 de bănuți pentru un euro sau pentru un dolar, atunci dumneavoastră sunteți într-o zonă speculativă. Recomandarea mea, dacă aveți nervi, nu faceți tranzacții de vânzare-cumpărare în această perioadă. Datorită faptului că dumneavoastră totuși n-ați rezistat și ați vândut undeva și ați cumpărat vreo 400 de milioane de dolari, pierderile care le-a suferit populația noastră și respectiv cineva a câștigat bani pe această marjă comercială se măsoară deja la nivelul de 10 milioane de lei, suma exactă cred că o face în zilele următoare. Dar cert este, unul, cursul nostru a fost stabil. Dacă ne uităm față de începutul anului, situația în 2022 este în felul următor. În prezent, asistăm la apreciere puternică a dolarului pe plan internațional,
Dolarul s-a apreciat față de toate valutele, inclusiv față de euro, leu românesc, față de toate valutele, dacă vă uitați, și dolarul față de leu moldovenesc s-a apreciat, sau leu moldovenesc s-a depreciat față de dolar, cu 3,6%. Însă leu moldovenesc față de toate celelalte valute este puțin mai puternic și este determinat de faptul că avem o depreciere puternică a lirii, a grivnii, și leu nostru în prezent este chiar mai puternic față de euro sau față chiar de leu românesc. Deci leu nostru moldovenesc în prezent cumva să ține mai înspre dolar, dar totuși nu este atât, să ține, mai puternic lângă valutele puternice, dar totuși el asigură o ușoară depreciere și asta ține de conjunctura noastră ca noi să putem să fim competitivi pe piața internațională. Concluzia este în felul următor. Toată panica care am avut-o noi, legată cu deprecierea, cu începutul războiului în Ucraina, a fost gestionată, aș putea o spune, la bil decât de Banca Națională, aceasta ne-a adus niște costuri și a fost nevoie de intervenții pentru a asigura cererea de valută. Populația procurată este estimativ vreo 400 de milioane de dolari. Lucrul acesta, practic, nu s-a răsfrâns asupra nivelului cursului leului față de dolar, față de euro. Unica ce a fost, am avut o diferență foarte mare dintre marja comercială și respectiv companiile, băncile și casele de schimb valutar au câștigat 10 de milioane de lei pe această marjă comercială, iar cursul valutar, dacă ne uităm atent, după cum, începând cu anul 2018, leu moldovenesc începe anul practic la același nivel față de dolar și leu moldovenesc începe anul practic la același nivel față de euro. Altfel spus, valuta noastră este relativ stabilă, sunt oscilații în timpul anului, sunt anumite șocuri, până la urmă capacitatea Băncii Naționale de a interveni, capacitatea populației care are nevoie iarăși de lei pentru a face achiziții, ne duce la normal și sper, și de fapt nu sper, dar sunt sigur, că această anomalie istorică, care după mine este unica dată în istoria noastră, deci cred că va rămâne undeva în istorie, am avut în istoria Republicii Moldova o singură lună în viața, în toată istoria noastră, când oferta de valută din partea populației a fost negativă, când populația nu a vândut absolut niciun dolar în sensul vânzări nete, dar din contră, de fapt, populația a vândut dolar, dar a procurat cu mult mai mult decât a vândut și în felul acesta noi am avut această panică care s-a gestionat, acum s-a epuizat și noi am ieșit cu, să zicem așa, destul de fără anumite costuri. Deci războiul din Ucraina ne-a dus la o agitație din partea populației care a determinat să cumpere vreo 400 de milioane de dolari și care este o continuitate la costurile și presiunea mare pe piața valutară dictată de sectorul energetic. Deci, în total, presiunea pe piața valutară, timp de o an de zile, se apropie deja de 1 miliard de dolari, însă ea este gestionată inclusiv datorită suportului extern care se bucură Republica Moldova. Următoarele luni, cred că deja vom veni prin luna iunie, când vom povesti de cum oamenii deja duc banii înapoi și cum acei 400 de milioane de dolari care au fost procurate, acum se vând cu succes înapoi decât populație. Vă doresc sărbători fericite, aveți grijă de voi, nu vă lăsați panicați și haideți, credem că în Republica Moldova, așa cum suntem noi, o țară micuță, până ce lucrurile sunt gestionabile și chiar și această criză foarte puternică, uitați-vă că am trecut-o cu succes și acum cred că cei care au cumpărat valută și să gândesc ce să fac cu dânsa. Vă mulțumesc și până data viitoare!